Consilierii slătineni au realocat banii destinați unor manifestări culturale pentru organizarea sărbătorilor de iarnă. Excedentul destinat culturii a rezultat din anularea unor manifestări sau cheltuirea unor sume mai mici decât cele prevăzute pentru organizarea altora. În cadrul ședinței extraordinare de Consiliu Local care va avea loc astăzi pe dealul Grădiște, urmează a fi dezbătut un proiect referitor la majorarea, mai bine spus, la lucrările bugetare care vor fi încredințate pentru organizarea sărbătorilor de iarnă, alocări bugetare ce vor fi luate de la alte acțiuni culturale care nu au avut loc anul acesta, dar unde nu au fost cheltuite toate sumele alocate inițial în acest sens. În urma realocării bugetare, municipalitatea promite că anul acesta ne vom bucura de sărbători într-un orășel al copiilor mult mai frumos, dar și cu mai multe activități culturale. Sărbătorile de iarnă din acest an vor fi mai frumoase și mai bogate decât în cel puțin anul trecut. Anul trecut, orașul a fost luminat de mii de beculețe. Celor vechi li s-au alăturat ornamente noi, în valoare de 250.000 de lei. Bugetul alocat organizării sărbătorilor de iarnă de anul trecut a fost de peste 390.000 de lei.